De ziua internațională a muncii, angajații horticultura au derulat o serie de activități pe străzile din Timișoara și pe malurile Begăi. De 1 mai ne arătăm aprecierea față de cei care muncesc pentru a ne face viața mai ușoară și mai frumoasă, indiferent de domeniul în care activează. Și colegii noștri au fost prezenți pe teren și au derulat acțiuni de gazonare pe malul Begăi, pe bulevardul Vasile Pârvan și acțiuni de cosire pe calea Lugojului și pe strada Mihail Cogălnicianu. Le mulțumim pentru dedicarea de care dau dovadă în înfrumusețarea zilnică a orașului nostru, transmit reprezentanții horticultura. Ziua Internațională a Muncii se sărbătorește la nivel mondial la data de 1 mai, fiind în prezenții liberă pentru majoritatea țărilor europene.